Există mulți copii și tineri care nu pot trăi cu părinții lor. Uneori, aceasta se întâmplă pentru că familia de origine a copilului este într-o situație atât de dificilă, încât nu poate oferi îngrijire parentală adecvată, iar alteori pentru că părinții au decedat. Astfel, acești tineri ajung în centrele de asistență socială. Toți copiii și tinerii trebuie să crească alături de adulți protectori. În Europa, când părinții nu pot oferi îngrijirea necesară, copiii lor trebuie să intre în plasament și alți adulți să-și asume responsabilitatea de a-i îngriji. Dar există și cazuri în care tinerii din aceste centre de asistență socială îl părăsesc fără a spune nimănui, fiind dați în urmărire. Cazurile de acest gen au fost din ce în ce mai dese în ultima perioadă. Din păcate avem și situații de genul celor sesizate de dumneavoastră, însă sunt inerente, să spunem, activității de protecție socială. Pe de o parte, legislația nu ne permite să luăm măsuri foarte dure împotriva beneficiarilor de acest gen sau beneficiarilor în general. Nici nu cred că s-ar impune măsuri mai dure, pentru că trebuie să înțelegem cu toții și noi și opinia publică faptul că noi suntem centre de asistență socială, nu suntem penitenciare pentru minori, ca să putem să impunem măsuri foarte restrictive de genul gratiilor la geamuri sau altele asemenea. Tinerii aflați în aceste centre de protecție socială au dreptul la anumite învoiri, dar autoritățile le acordă încredere, încredere pe care mulți dintre ei nu o ia în serios. Pe de altă parte, aceeași legislație prevede posibilitatea acordării de învoiri. Faptul că o beneficiară nu se întoarce după o învoire de 2 ore, de exemplu, care i s-a acordat, este greu de anticipat o astfel de situație și de luat măsuri preventive. De asemenea, avem situații în care beneficiarele noastre urmează cursurile diferitelor instituții de învățământ, ori noi de cele mai multe ori le însoțim la școală și avem situații în care le însoțim apoi și de la școală spre centrele de plasament unde sunt beneficiarele respective. Dar dacă una dintre ele, de exemplu, chiulește în pauza mare și pleacă de la ore, vă dați seama că iarăși este o situație greu de anticipat și de oprit. Cei de la DGASPC Mehedinți gândesc tot felul de măsuri organizatorice, având și un protocol cu Inspectoratul Județean de Poliție, tocmai pentru a diminua aceste întâmplări.